făcut răzbun cu cealaltă. Da, o chestie așa, dacă era pe masa cealaltă. Ăla și fumează, dar fără are energie, deci ăla chiar se descolă. Și ăla a luat, i-a dat el altul și a urcat mai sus, mai erau, nu știu, două din astea așa, whatever, știi, pe munte, adică de două ori, două, trei curbe mai ale. Și a ajuns într-o poieniță foarte mișto. Am ajuns acolo, a zis ăsta, bă, haideți până acolo și vedem de acolo cum mai e drumul în continuare. Am ajuns acolo, după aia am găsit un, era un drum forestier care ducea până sus la capan. Iarăși pe ultima parte a drumului, iarăși era, mi-a dat și adam, că era devenit foarte abrupt și iarăși. Așa. Am avut bocancii aia convers maro. Da. Și pentru că talpa era moale și erau strânși pe picior, mi-am făcut picioarele și am făcut bășici sub unghie. What the fuck? Mi s-a depărtat unghia, mi s-au înfat degetele și mi s-a depărtat unghia cam așa, jumătate de centimetru de deget. Când am ajuns în București, două zile mai târziu, eram cam îngrijorat. Și am căutat pe net, am stat descălțat oricum, că nu mai puteam să mai stau încălțat. Am căutat pe net și am văzut că, bă, it's a common thing, actually. Li se întâmplă la ăștia de maratoniști, oameni care... Ideea e că de la încălțări. Dacă nu sunt încălțările cum trebuie, ori sunt prea largi, ori strânte, strânte fixe, piciorul când îl fuți, ți se dilată, ci că cu până la un număr. Deci, wow. Da, poți 41, de exemplu, îți crește până la 42. Ghetaia mereu a fost cam fixă pentru mine. Da. Și cum să relieve the bășică? Cu una când cinți, bagi sub unghie. Bine, incins, adică nu... Să încins ca să-l dezin... Da, să... Da. Sau, and this is the horror part, eu o agrafă și o încingi și când e roșie, o treci prin unghie. Exact. I tried that as well. Am băgat cu apă. Am stors din unghii de... M-am plictisit. Scârbos. Hai că, de fapt, nu scârbos, doar curgea un lichid. Zeamă, da. Da, o zeamă, da. Era lichidă. Bun. După care tot, acum sub unghia, la dreptul s-a calmat, a devenit chiar la o culoare normală. La stângul unghia se simte de plastic. Efectiv, cred că am murit, știi? Mulți ce am citit pe net trebuie să și cam cadă unghia după aia. Nu e dureros, că deja când cade, e deja așa. Doar că eu pe margine am încă roșu, știi, adică clar e încă sânge acolo și nu e de căzut. Nu arată nici ahoit, știi, adică nu e ceva de genul, nu e verde sau ceva de genul. Dar că e foarte albicioasă și se simte, deci, se simte plastic, se simte că nu mai e atașată de piele. Și când fac duș, mai strânge lichid, așa, din când este bine. Ce-ai bâle pe sub, nu? Da. Și se văd. Și pe ajută și ăștia pe unghii și se văd bâle, cum fac plup, 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 se plimbă pe acolo, atiță. Și stai, să așa. Da, foarte tare, ce să zic. Mai vreau la munte. În altă ordine de idei, am întâlnit cea mai tâmpită chestie de asta din ciclu sport extrem. Și nu chiar.